Ești singurul moldovean care a cucerit o medalie olimpică la ultimele 4 ediții. Acum 2 ani ai declarat că speri să ajungi și la Tokyo și grație experienței să încerci să cucerești o nouă medalie olimpică. Săptămâna trecută însă ai declarat că te retragi din cariera profesionistă. A fost o decizie nu prea ușoară pentru tine? Decizia asta a apărut o practică aproape de campionatul Republicii, pentru că am avut eu niște traume vechi mai de mult și acum mi-au dat de știri când stăm în pregătire, facem o lecție de efort am dat și, cu părere de rău, am simțit că nu trebuiește de dată efortul să fie mare pentru să nu agraveze. Am problema înțeles. Care o am acum. Ei, oricum, la campionatul național ești deja recordman, ai bătut recordul lui Samoilenko, ai 15 titluri. Dar spune-mi altceva, boxul ți-a dus faima, ești cunoscut de oameni de sport. Te simți un om împlinit? Clar că da și, știți, tot parcursul cât am fost boxier și asta a fost o plăcere când lumea în trolebuz te privesc, se uită și te vorbesc că asta e Gojan. Asta sunt niște emoții care nu poți să le redai cu vorba. Da, asta e ceva super tare, da. Mai ales că, iată, ziceam, de mult n-am cucerit o medalie olimpică, în 2008 prin tine la Beijing, ai devenit și campion european, fiind singurul pugilist moldovean cu medalie de aur la campionatul european. Ai zis, ai avut și accidentări, dar a fost un moment în cariera ta când vroiai să renunți la box? Asta a fost în anul 2009, când am avut probleme la spate, la coloană vertebrală, am avut o problemă mare, hernie de disc, care nu îți permitea să boxez, dar cu ajutorul lui președintele Federației de Box, Vasile Panasici, s-a rezolvat problema, da, și am stat campion european. Și în această perioadă, alături de tine, mereu a fost antrenorul Petru Caduc, care l-a făcut și pe Vitali Grușac, medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice. Cum a fost relația cu el, ținând cont că dumnealui pune accent pe disciplină? Este disciplină și răbdare și am talentul de a fi boxer. Dar pe lângă disciplină, ce ai mai învățat de la Petru Caduc? De ce întreb lucrul ăsta? Pentru că te-ai apucat și tu de antrenorat. De ce este nevoie ca și tu să crești medaliați olimpici sau campioni europeni? Această profesie ne-am ales, o spunem că e profesie, după ce acum mă retrag din box ca sportiv, pentru că asta eu am iubit de mic copil. Antrenorul ne-a dat toate calitățile astea bune, care să fiu disciplinat și astea. Trebuiește de continuat și așa mi-aș dori și copilul meu să continue urmele mele. Da, băiatul tău, Daniel, are deja 14 ani, a cucerit deja medalii la competiții pentru copii. Îl vezi și pe el să atingă, să obțină rezultate mari? Eu mi-aș dori foarte mult să continue el să fie un boxer bun, dar aici e acum la alegerea lui, cum ar să hotărască el. Acum cât el e mic, eu pot să hotărăsc pentru el, dar pe parcurs vom vedea. Acum nu pot spune. Eu foarte tare mi-aș dori ca el să continue să aibă nume în box. Mai sunt copii talentați, Veceslav, pentru că domnul Petru Caduc continuă să antreneze la Grima în Căuți. Tu antrenezi la sala din Briceni. Ies abia începători un an de zile. Acum să fie cupa Veceslav Gojan. Și vedeam la cum am putut eu să le redau acei calități care de boxer timp de un an de zile. Deschidem o secție de box la Briceni și vreau să mulțumesc domnului Șterbu de la Direcția de Învățământ și domnului Mihail Dimitri Ignatiuc, președintele raionului, pentru susținerea și
ajutorul care mi-l acordă pentru viitorul boxer, viitorul, poate și viitorii campioni europeni și mondiali. În această săptămână, Grima Încăuți va găzdui o nouă ediție a Campionatului Național. Pentru prima dată, după 17 ani, nu vei participa. În acești 17 ani ai devenit de 15 ori campion și ești recordman. În lipsa ta, pe cine vezi să domine în următorii ani boxul moldovenesc? Acum, la momentul de față, este un coleg de-al meu, un prieten foarte bun, Dimitri Galagoț, care el este liderul boxului moldovenesc și sperăm că el a să ajungă la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Așa eu văd părerea mea, dar... Câte cote crezi că vom avea la Tokyo la box? Ținând cont că la Rio n-am avut nicio cotă la box. Antrenorul Petru Caduc mizează pe 4 oameni. Galagoț, Belăuz, Zavatin și Karapcevski. El ar fi bine să fie 4 oameni. În box e foarte greu acum să obții. Și acum dacă s-a făcut și categoriile, după anul nou să fac categoria, schimbă altele categorii, și ar fi foarte greu. Și ne uităm cum merg arbitrajele în Europa și în cum? În lume și continuăm să fim defavorizați. Da, pentru că noi suntem o țară mică și nu tare văzută. Asta e problemă în sport, nu numai la box, asta e la tot sportul. Dar chiar asta, de ce vreau să te întreb, în sport nu există doar victorie, există și înfrângeri. E adevărat, în boxul mondial există probleme, avem și noi probleme. Din moment ce la Rio n-am avut niciun reprezentant la box, acum se desfășoară Jocurile Olimpice de tineret la Buenos Aires, de asemenea nu avem niciun reprezentant la box, chiar dacă la edițiile trecute am avut și am avut chiar și un medaliat. În opinia ta, de ce traversăm aceste momente mai grele? Știți, vreau să spun că în cum la o secție de box, da, cum este un antrenor și vrea să facă disciplină, apășă și în țară este federația cu toate filialele de box, da, sunt în Chișinău, în Bălță, în Grima Încăuți, și nu mi-a plăcut una asta de mai mulți ani de am observ tot acesta invidie, ura asta între antrenori, între sportivi. Asta trebuie să cât ar să menții, atâta la noi boxul ar să meargă în cadere. Dacă noi înscotărăm asta în problemă, ar să fie bine. Pentru că noi avem capul boxului este federația, punem așa, da? Federația trebuie să hotărască aceste probleme și cât mai urgent, ca să ne putem uni. Pentru că noi suntem o țară mică și nu sunt așa multe secții de box în toată Moldova. Și vedem aceste probleme și la alte federații, nu se împart și au de suferit doar sportivi, echipele naționale și, cum ai menționat, suntem o țară mică și o populație din ce în ce mai mică. Sucot că președintele Federației de Box trebuie să tragă atenția la asta, la disciplina între antrenori și sportivi și să fim una, nu să nu fim parte fiecare. Și mai ales că avem copii talentați. Iată, tu, Vitale Grușac, doi oameni de la sat, la Grima Încăuți, au ajuns medaliați olimpici. Acum, vedem la Buenos Aires, să avem doi medaliați cu aur la Jocurile Olimpice de tineret, Tatiana Salcuțan și Alexandrin Guțu. Și acești copii cresc, apoi, ultima perioadă, nu mai devin medaliați și la Jocurile Olimpice de seniori. Pentru că, ziceam, ești ultimul medaliat olimpic al Moldovei la Jocurile Olimpice printre seniori. De ce crezi că acești copii nu cresc și nu obțin rezultate mari și la nivel de seniori? Înțelegeți, la copii este o problemă. Acolo, da, sunt loviturile, nu sunt acelea, caracterul nu e bărbătesc, e până se acomodează, dar aici tot este un plus când antrenorul hotărăște cu
sportivul, cum trebuie el să fie, să fie ca un psiholog. La noi în sport, ca în box și nu știu, la noi n-avem psiholog, da, de sportiv, anume pe box. Pentru că copiii mental ei nu rezistă la mari să boxeze. Și cred că aici e mai mult în cap problema decât... Da, și foarte mulți care sunt promițători lasă sportul de performanță, de vreme, când se aștepta de la ei chiar medale la competiții mari. Reprezinți boxul, Veceslav. Crezi în viitorul boxului moldovenesc, ținând cont că avem 3 medale olimpice la acest gen de sport, pe lângă tine și Vitalie Grușac, să nu uităm și Timofei Scriabin a devenit medaliat olimpic. Sper că ar fi tot bine, pentru că spre asta mergem. Și eu, dacă am pășit pe urmele antrenorului meu ca să fiu un antrenor, am luat mult de la antrenorul meu ca să... cum trebuie să procedez cu copiii, cum trebuie să mă port. Duminică, Veceslav, vor fi finalele, nu ediția campionatului național. Moldova 2 va transmite finale de la ora 12. Va fi probabil și un moment de retragere a ta. Sala probabil te va ovaționa, pentru că campionatul va avea loc la Grima în Căuți. Apoi Moldova 1 va transmite în aceeași zi, în reluare, de la 23:50. Ce așteptări ai de la campionatul național? Eu cred că este un campionat liniștit și nu ar fi nimic așa schimbări. Dacă categoriile tot așa au rămas, schimbări în, anume în luptă, în campioni, cam aici eu văd tot aceiași care au fost și am trecut. Am înțeles. Mulțumesc tare mult pentru prezența la emisiune și multă baftă și în cariera de antrenorat. Mulțumim frumos!